Hello, hello! Bine ați venit pentru etalarea zilei de duminică 6 decembrie. La mulți ani tuturor celor care aveți numele de Nicolae, Nicoleta, Nicolas. Sper să aveți o zi minunată! Hai să scoatem o carte pentru dragoste, una pentru sănătate și una pentru bani, carieră, situație financiară. Wow, în dragoste, azi de Sfântul Nicolae, avem o carte care combină în ea energia arcanei majore, lumea, cu cea arcanei minore, asul de monede. Nu știu dacă știți asta, dar în tradiția creștină, Sfântul Nicolae era de fapt un sfânt care ajuta fetele nemăritate să-și găsească alesul. Și această carte, care este aici pe energia de dragoste pentru ziua de azi, îmi arată că dacă cereți ajutorul prin rugăciune acestui Sfânt Nicolae pe care îl sărbătorim azi, o să aveți un nou început, da? Pentru că asul de monede este un nou început foarte stabil, e o carte de foarte mare stabilitate, care o să vă aducă lumea la picioare, o să vă îndeplinească toate dorințele. Această persoană nouă care o să apară în viața voastră, dacă cereți ajutorul de la Sfântul Nicolae, va fi o persoană foarte stabilă, o persoană cu care puteți să creați împreună un parteneriat, o familie, persoană deschisă la minte, o persoană echilibrată, poate să fie o persoană din străinătate, s-ar putea să fie un străin sau o persoană cu care să puteți să călătoriți în jurul lumii. Dacă sunteți singuri, astăzi cereți ajutor de la Sfântul Nicolae. Rugați-vă la Sfântul Nicolae să vă aducă partenerul perfect pentru voi. S-ar putea să dureze, da, să nu apară de azi pe mâine, pentru că monedele în general sunt niște cărți care se mișcă mai greu, da, au o energie mai greoaie, mai înceată, dar în același timp sunt cărți care aduc foarte multă stabilitate. Pentru cei care sunteți într-o relație, e important să fiți deschiși la minte, să fiți calmi și echilibrați și, dacă e posibil, în zona în care trăiți voi, să faceți niște mici excursii astăzi împreună cu partenerul sau partenera voastră, să încercați să ieșiți din casă, dacă nu puteți să călătoriți într-o altă localitate sau să mergeți într-un concediu, măcar să ieșiți puțin din casă, să vă mișcați în aer liber. În privința sănătății, avem aici iarăși o carte foarte interesantă care combină în ea energia arcanei majore, carul, cu cea a arcanei minore, șaptele de săbi. Dacă aveați o problemă de sănătate pentru care nu ați găsit până în prezent o soluție, astăzi e o zi ideală ca să găsiți soluția sau expertul, medicul care să vă ajute cu problema voastră de sănătate. Orice tratament, terapie, dietă începută astăzi va fi triumfătoare, o să vă ajute să obțineți o stare de sănătate mai bună. Pentru cei care încercați să vă îmbunătățiți starea mentală de sănătate, astăzi o să aveți un moment de eureka, da? Un moment în care o să realizați exact care este problema și care este soluția pentru problema respectivă. Hai să vedem. În privința banilor, pe sectorul de carieră și finanțe, avem aici 5-ul de cupe. Aici ceva nu a ieșit cum v-ați așteptat. Fie o investiție nu a dat roadele promise, nu vi s-a dat mărirea de salariu sau promovarea la care vă așteptați, ceva nu a ieșit cum era plănuit aici și e foarte important să vă luați puțin timp să analizați exact ce s-a întâmplat și de ce s-au răsturnat acele 3 cupe, da? De ce nu au ieșit lucrurile așa cum trebuia sau așa cum v-ați așteptat voi. Da, este un eșec, dar nu e capătul drumului, pentru că mai aveți încă 2 cupe în picioare, da? Mai aveți încă 2 posibilități cu care puteți să înaintați mai departe. Foarte important să nu repetați greșelile din trecut. De aceea, astăzi, dacă puteți, luați-vă puțin timp ca să faceți o listă cu ce a fost bine, ce a fost rău, ce puteți să îmbunătățiți pe viitor. Nu vă lăsați copleșiți de emoții, nu vă lăsați copleșiți de acest eșec.
este doar temporar și drumul către succes nu este așa o linie directă ascendentă, are suișuri și coborâșuri ca să ajungeți acolo unde vă doriți. Asta este o vale în traseul vostru către vârful muntelui, nu vă lăsați bătuți, nu vă dați bătuți, mergeți mai departe, dar învățați din greșeli. Bun, și acum hai să scoatem o carte din aceste carduri de înțelepciune. Până când amestec eu cărțile, lăsați-mi în comentarii cum se aplică pentru voi această energie. Dați un like, un share și subscribe la canal dacă nu v-ați abonat încă. Hai să vedem o carte pentru ziua de azi. Iubirea mea e nelimitată. Unul dintre beneficiile faptului că mă iubesc este acela că încep să mă simt bine. Da? O carte foarte frumoasă care ne aduce aminte să avem grijă de noi și care ne readuce aminte că oamenii din jurul nostru ne vor trata așa cum ne tratăm și noi pe noi înșine. Dacă vă iubiți, vă respectați, vă apreciați și cei din jur vă vor respecta și vă vor aprecia. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final. Ne vedem mâine. Pa, pa!